Bun găsit, prieteni! Vă invit să facem împreună azi pregătirea de livrare, să admirăm și să ne minunăm de una dintre cele mai rare motociclete de serie limitată din acest moment, Kawasaki H2 Carbon. Bineînțeles că sunt în servisul unității importatoare, firma United Motors, unde împreună cu prietenul Sorin Mașinuță vom pregăti această motocicletă. Mașii! Bucuria este cu atât mai mare, cu cât motocicleta nu este venită întâmplător. Ea este comandată cu mult timp în urmă și este sosită pentru clientul Sorin Mașinuță. Așa că, prietene, să te bucuri de ea. Mersi. Ți-ai făcut cadou o jucărie specială. Hai să vedem ce știe să facă. Cred că datele tehnice principale ale acestei motociclete nu mai sunt un secret pentru nimeni, pentru că Kawasaki a scos prima generație de H2 cu 3 ani în urmă. La ora aceea erau două modele. H2, motocicleta matriculabilă, și H2R, motocicleta de circuit. Cu puterea motorului foarte clar declarată. Modelul înmatriculabil avea 200 de cai și 210 cai cu RAM R, spre deosebire de modelul de circuit, H2R-ul, cu 310 cai și 326 de cai cu RAM R. H2 Carbon păstrează caracteristicile tehnice ale originalului H2. Hai să începem, dragi. Și am ajuns la unul dintre punctele culminante ale operațiunii astea. Nu neapărat pentru că ar fi o mare fază tehnologică, ci pentru că e cea sentimentală. Să vedem cum arată culoarea mașinii de jucăria ta. Hai, onoare! Da. H2 Carbon. O motocicletă care trebuie comandată cu 6 luni înainte. Prețul acestei motociclete este 31.500 de euro. Ca fapt divers pot să vă spun că doar partea frontală a carenii costă 8.700 de euro plus TVA. O motocicletă echipată cu un motor 4 cilindri în linie, 200 de cai, 210 cai cu RAM R. Nu mai trebuie să vă reamintesc de performanțele turbinei, pentru că ea împinge un volum de aer de 200 de litri pe secundă cu o viteză de 100 de metri pe secundă. Și turbina se învârtește cu o viteză maximă de 130.000 de rotații pe minut. Este o tehnologie pe care în acest moment doar Kawasaki o stăpânește, pentru că a folosit cooperarea și experiența a departamentului care creează turbine pentru hidrocentrală, termocentrală. Să continuăm și avioane, corect, pentru că Kawasaki are cea mai completă gamă de produse. Face și avioane, face elicoptere și face și vapoare. Hai să continuăm cu pregătirea.
momentul adevărului. Prima cheie. Mașini, ai o mare. Hai să vedem ce zice fiar. Kawasaki H2 Carbon, un pachet electronic spectaculos. Corner management, moduri de livrare a puterii. ABS inteligent, launch control cu 3 nivele de intervenție. Quick shifter, dublu sens. Adu-mi aminte, ce mai e? Unitatea de măsurare inerțială, care, cum spuneai, face turul, ce cu controlul întregului sistem la 0,00 milisecunde. De niște cifre greu de înțeles, e și greu să numer zerourile. Furcă pe față caiapa de 43 de mm inversată, complet reglabilă. Pe spate amortizor Eulings TTX36 pe gaz cu compensator. Prâne pe față dublu disc 330 de mm semiflotante cu etriere radiale fixe cu 4 pistonașe. Pe spate disc de 250 de mm, etrier fix de, cu 2 pistonașe. Motocicleta are 238 de kg la plin și toate celelalte date importante le voi posta împreună cu filmul, pentru că nici nu vreau să stricăm poza și imaginea motocicletei cu milimetri și kilograme. Mașii să o stăpânești sănătos, să-ți aducă numai bucurii. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.